copii! Sunt Raluca și mă bucur să vă revăd! Ce ați mai făcut săptămâna asta? Aștept să-mi scrieți! Eu am citit Harry Potter și cu această ocazie am descoperit niște păsări foarte interesante. Sigur știți cine aducea corespondența la Hogwarts, nu? Bufnițele, bineînțeles! În realitate, însă, nu am auzit ca aceste păsări să fi dus vreodată scrisori. Această ocupație aparține strict porumbeilor. Dar asta nu înseamnă că bufnițele sunt mai prejos. Aceste păsări de noapte, cu ochi mari și misterioși, au fascinat din totdeauna omul. În antichitate, anumite popoare asociau bufnițele cu înțelepciunea. Pe tărâm grecesc, Atena, zeița înțelepciunii, era mereu înfățișată cu o bufniță așezată pe umăr. În Roma, din contră, apariția bufniței și mai ales țipătul ei nu era un semn bun. Se spune că morțile lui Iulius Cezar, Augustus, Commodus și nu numai au fost prevestite de bufnițe. Indiferent de superstiții, aceste vietăți se remarcă prin calități deosebite. Bufnițele sunt păsări răpitoare, nocturne, iar vederea lor este excelentă pe întuneric. Văd foarte clar la o distanță foarte mare, datorită formei ochilor lor. Bufnițele sunt singurele păsări care au ochii așezați frontal, restul păsărilor au ochii poziționați lateral. Și nu numai că au vedere de invidiat, dar și la capitolul auzi stau nemaipomenit. O bufniță aude de 4 ori mai bine decât o pisică. Aceste păsări sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a-și roti capul la 360 de grade. Ei bine, nu e chiar așa. Nu reușesc să-și răsucească gâtul decât la 270 de grade. Totuși, foarte mult, ceea ce reprezintă un mare ajutor pentru o pasăre de pradă nocturnă. Fiind o pasăre carnivoră, răpitoare, este nevoită să plece la vânătoare de șoareci, crabi, broaște, lilieci mici, insecte, șerpi, șopârle și iepuri, animale pe care le mănâncă cu mare poftă. Sunt niște vânători extrem de iscusiți, care de cele mai multe ori atacă fără măcar să se facă auzite. Dar, ca să poată fi în siguranță, bufnițele au picioare pline de pene groase care să le apere în cazul mușcăturilor adversarilor. Mai mult, penele lor au culoarea mediului în care trăiesc pentru a se putea confunda cu peisajul. Devin astfel invizibile pentru dușmani. Există specii de bufnițe care mănâncă alte bufnițe. Spre exemplu, bufnițele cu coarne mari vânează bufnițele cu creastă, mult mai mici în dimensiuni. Bufnițele au devenit celebre pentru cântecul lor misterios și chiar sinistru. Femelele sunt cele care țipă cel mai tare, uneori putând fi auzite chiar de la 1 kilometru distanță. Cu toate acestea, unele specii de bufnițe sunt atât de silențioase încât nu scot niciun sunet. Bufnița lui Blakiston este cea mai mare din lume. Trăiește în Rusia, Japonia și China. Cântărește aproximativ 5 kg și are o anvergură a aripilor de peste 2 metri. Cele mai mici bufnițe sunt bufnițele pigmeu și bufnițele elf, care cântăresc maxim 45 de grame. Singurul continent de pe pământ în care nu există picior de bufniță este Antarctica. Cea mai răspândită specie de bufnițe din țara noastră este buha. Cântărește în jur de 4 kg și trăiește în zonele împădurite. În general, bufnițele sunt păsări singuratice care își construiesc cuiburi în crengile sau scorburile copacilor sau în zonele stâncoase, în funcție de cât de prietenos este mediul în care se află. Bufnițele pot trăi între 5 și 50 de ani.